Oficialii echipei Pandurii sunt mulțumiți de parcursul avut de fotbaliștii gorjeni în acest campionat. Chiar dacă echipa a fost privată de avantajul terenului propriu, jucătorii echipei Pandurii au răsturnat calculele hârtiei în multe situații și au terminat turul de campionat pe locul 4. Președintele Pandurilor, Narcis Răducan, afirmă că echipa nu este la potențial maxim, iar în retur va face o figură și mai bună. Parcursul bun al pandurilor din prima parte a campionatului nu a fost trecut cu vederea de președintele echipei care și-a felicitat jucătorii pentru evoluție. Am început în mod foarte fericit acest sezon cu o victorie la Timișoara, dar apoi am fost puțin nefericiți, a urmat o perioadă mai dificilă, pentru că trebuie să reamintesc de fiecare dată, față de anul trecut când se știe că echipa s-a bătut la retrogradare, anul acesta avem mai puțin bani, avem 14 transferuri perfectate din vară, într-adevăr la unii jucători le-am prelungit contractele, dar sunt și mulți jucători noi, cel puțin jumătate din primul 11 sunt jucători noi la echipa Pandurii și în plus jucăm toate meciurile pe teren străin sau neutru, ceea ce este extrem de important important, a spus Reducan. Pandurii se află în aceste zile în cantonament la Brașov.